Vreau să vă spun despre evenimentele care au avut loc în ultimele 2 săptămâni. Vă În ultimele rog. 2 săptămâni, numai puțin de 10 scandaluri au fost mediatizate, unde colegii noștri au fost solicitați să intervină. Aici putem vorbi de incidentele de la Hunedoara, cele din Balotești, cele din București. Ele se încadrează cu toate, toate aceste evenimente, domnule Econarul, din ultima perioadă, se încadrează, într-o zonă în care am devenit cumva pasiv-agresiv sau e vorba de comunități, de locuri unde agresivitatea a mai fost observată? Chiar asta vreau să vă și spun ce am cuvânt toate acestea. Sunt grupuri de persoane care, fie pe fondul consumului de băuturi alcoolice, au început să adreseze injurii și amenințări la adresa colegilor noștri, care au fost solicitați să intervină. Aceștia au folosit la agresiune obiecte asemănătoare, putem spune topoare, fuci sau pietre. Fie putem vorbi și de efectele psihologice ale izolării în timpul epidemiei de coronavirus. Acele grupări care până acum erau obișnuite cu petreceri și cu multe persoane, cu muzică, cu băutură, cum am văzut și în caz de față, 30 de persoane, chiar dacă o perioadă au renunțat la acestea pe fondul restricțiilor impuse, asistăm acum la o reflare a acestora, o reflare care se îndreaptă împotriva polițiștilor, care au menirea de a vechea la respectarea restricțiilor. Bun, din această perspectivă, colegii dumneavoastră sunt dotați suplimentar, sunt protejați suplimentar, tocmai că trebuie să ia și să calmeze spiritele în astfel de momente complicate. Nu sunt dotați în tocmai și aici, de cele mai multe ori, atât noi cât și societatea civilă, vrem să vedem o poliție ca afară. Este adevărat că ne dorim asta, dar în același timp trebuie să beneficiem și de dotările polițiștilor din Europa de Vest, acele barichemuri. Dar trebuie să avem și filozofia polițiștilor din Vest, adică să nu ne năpustim la bătaie cot la cot, parte în parte, dacă avem ocazia. Că am văzut și imagini de genul ăsta. Cu siguranță. În același timp trebuie să avem și un cadru legislativ care să descurajeze aceste ieșiri necontrolate ale unor persoane certate cu legea. Cetățeanul ar trebui să conștientizeze că dacă va ataca un polițist, va primi o pedeapsă pe măsură, ceea ce l-ar determina să se gândească de 2 ori înainte de a face asta. Dacă un cetățean în momentul de față scuipă sau înjură un polițist, primește o sancțiune contravențională. Dacă un polițist face același lucru, este acuzat de purtare abuzivă. Știți care e curiozitatea mea apropo de speța de la Sfântul Gheorghe? Ce mi se pare mie interesant, trecând peste faptul că proprietarul clădirii se comporta ca și cum ar fi deținut întreaga localitate și fiii acestuia de 17 și 20 de ani, vă dați seama ce mentalitate e acolo, dar în momentul în care au venit forțe suplimentare de poliție, vecinii și cei care erau prezenți la petrecerea respectivă, majoritatea, a început să arunce cu pietre și să agite în aer cuțitele. Mie mi se pare că asta este din Vestul Sălbatic, povestea. Nu de la noi, de la Sfântul Gheorghe, dacă nu mă înșel, Bogdan Pavel, bun găsit, Harghita, nu? În zona Covasna, inima secuimii. Adică, nu că m-aș fi așteptat în sudul țării să fie ceva mai pasional sau la Olteni, dar totuși în zona Brișca respectivă a face legea în comunitățile da, de secuie. Da, și alcoolul de asemenea. Domnul Iconaru, vă rog. Imagini asemănătoare am văzut și la Hunedoara, cât și la Tăcele, unde da, corect. Acele grupuri au atacat organele de apărare pe colegii noștri, au atacat cu pietre, și s-a văzut destul de clar cu pietre, topoare, furci au avut la îndemână. Adică nu mai există, cum să vă spun, acea teme, nu temere, este impropriu. Păi da, dar asta nu e și o problemă a autorității, domnul Iconaru, nu e și o problemă a poliției, a jandarmeriei, a forțelor care presupun autoritate. Una că în anumite zone putem să o recunoaștem, s-a produs o relativă colaborare / prietenie cu o zonă interlopă, putem să speculăm și asta. Doi, în anumite zone neavând dotări și fiind comunități unde violența e la ordinea zilei, pare că e timiditate din partea polițiștilor, după care apare exagerarea pe partea de agresivitate. Adică nu e o chestiune constantă când ai văzut autoritatea, nu neapărat să ți se pare că trebuie să respecti legea, ci să ai totuși o strângere de inimă, oricât ar fi ea de mică. Tocmai vă spuneam anterior de acel cadru legislativ care să descurajeze aceste acțiuni necontrolate și în același timp putem vorbi și de pregătirea polițiștilor. Cum ați modificat legislația în acest moment încât să nu se mai repete fenomenul Săcele, spre exemplu? Sau Rahova? Că și acolo a fost cam la fel. Avem aceste situații, sunt situații care sunt imprevizibile, nu le putem ști dinainte
Nu, dar Săcele nu e un fenomen de ieri de azi. A scris despre el și domnul Godină, despre cum e viața acolo când trebuie să ai și Săcele în zona de verificări. Deci Săcele se poate întâmpla oricând, domnule Iuconaru. Cu siguranță. Și numai la Săcele. Se poate întâmpla în orice localitate din țară.